Erau trei negri, Iac, Iac Țidrac și Iac Țidrac Țidrone. Mai erau și trei negresi, Țipi, Țipi Tripi și Țipi Tiripi în pompone. Și s-au căsătorit, Iac cu Țipi, Iac Țidrac cu Țipi Tripi și Iac Țidrac Țidrone cu Țipi Tiripi în pompone. Și au avut copii, Iac cu Țipi l-au avut pe Mac, Iac Țidrac cu Țipi Tripi l-au avut pe Mac Țidrac și Iac Țidrac Țidrone cu Țipi Tiripi în pompone l-au avut pe Mac Țidrac Țidrone. Într-o bună zi, Mac Țidrac Țidrone merse în pădure și văzuse un mancofazon pițigulin cu trei țepini într-o stare de cococifază. Uluit de acesta, merse la mama lui Țipi Tiripi în pompone și spuse: "Hai, mămică, în pădure să-ți arăt o ciudățenie." Ajunși la fața locului, Țipi Tiripi în pompone își dojeni fiul: "Vai, Mac Țidrac Țidrone, dar acesta nu este un mancofazon pițigulin cu trei țepini într-o stare de cococifază. Ce este un abibelobaur într-o stare de bibelostrogeniez, un pui de păgârle pițe sau un gogulator cu scobița scoasă?" Mulțumesc, Vere Anastasiu, pentru 5 săptămâni de dicție, pentru 5 săptămâni în care am învățat să vorbesc frumos, clar și să-mi controlez emoțiile atunci când țin un discurs public. Vă mulțumesc!